Bună ziua, stimați elevi, și bine v-am regăsit la o nouă întâlnire cu Educația Socială. Sunt profesor Mihai Mihaescu și la Educație Economico-Financiară vă propun câteva aplicații prin care să descoperim ce sunt produsele și serviciile bancare. Prima aplicație pe care vă propun este de tip item cu alegere multiplă. Care împrumut este cel mai avantajos pentru client? Aveți două alternative. 1000 de lei cu o rată anuală a dobânzii de 30% și 100 de lei cu o rată anuală a dobânzii de 25%. Nu uitați că rata dobânzii reprezintă prețul banilor și că aceasta trebuie să fie cât mai mică atunci când ești debitor, adică iei un împrumut. Cea de-a doua aplicație, cea de-al doilea item, vă solicită să asociați imaginea de mai jos cu tipul de operațiune. Aveți 5 tipuri de operațiuni. Urmăriți cu atenție imaginile și apoi asociațiile cu precizările de mai jos. Cel de-al treilea item vă cere să completați fraza cu termenii economici potriviți. Pentru produsele bancare se utilizează banii băncilor și banii din clienților pentru a fi acordați apoi sub formă de... Ați reușit? Sunt convins că da. Următorul item vă solicită să precizați valoarea de adevăr a următorului enunț. Nivelul ratelor dobânzii la conturile de economii este mai mare decât cel al ratelor dobânzii la depozitele bancare. Trebuie să alegeți fals sau adevărat. Și, în fine, ultimul item vă cere să precizați valoarea de adevăr a acestui enunț. Contul bancar curent poate fi accesat de oriunde, dacă ai serviciul de internet banking. Vă mulțumesc și vă doresc succes! La revedere!